Salut și bună seara! La mulți ani, Nicolae, Nicoleta și derivatele acestor nume. Andy Lecturatu aici alături de voi. Îmi băgați înseamnă părul pe care aveam ca mâine. Mă duc să mă tâng și astă seara n-am avut eu să-mi fac părul. Astă seară vine moșu Nicolae, moșu. Dacă ați fost cu minți, că dacă n-ați fost cu minți, cum n-am fost eu de altfel, mie nu mai aduce nimic, de exemplu, moșu. Voi, dacă sunteți cu minți, poate vă aduce ceva. Mie mi-aduce maxim o nuia. Dar moșu a venit la altcineva, nu la mine, și avem aici toate astea pregătite, pentru că a venit moșu. Iar sarcina mea, că le-am găsit la ușă, deci eu când am ieșit aici afară, m-am dus încolo, le-am găsit, frate, erau la ușă, efectiv, erau puse acolo la ușă, dar n-am apucat să scot telefonul să filmez. Moșu mi le-a adus mie, iar treaba mea, mi-a lăsat și un bilețel, dar nu-l găsesc acum, nu știu unde l-am pus, treaba mea este să le împart aceste cadouri în felul următor. Mama, tata, Iustin, Cristiana, Domi. Cred că așa suntem, da. Mie nu mi-a adus. A zis că pentru mine plata mea e sus la Doamne, Doamne. În fine. Așa că treaba mea în seara asta este să le sortez. Am și niște pungi aici, văd. Mi le-a pus să băgăm din ele. I-am pus lui Domi aici papucei. S-a jucat de dezastru pe aici, nu vă uitați că s-a jucat Domi, a mai strâns o pindele. I-am pus papucei aici lui Domi. Ăia sunt ai mei, mă rog, și ale alor mei sunt la ei puse ghetuțele, deși Domi nu era bine, dar el l-am pus aici, că o să vină moșu și pentru el. Și legoma este ajutorul moșului în seara asta, așa că haideți să vedem ce mai avem pe aici, habar n-am, și să le punem să pregătim cadourile. Uitați să apăsați butonul și dragi dacă vă plac videoclipurile și hai să dăm drumul la treabă. Bun, hai să vedem ce e aici. Nu știu cât de bine se vede. Da. Deci asta este o porțiune din ce am eu de împărțit în seara asta. Și mai sunt și pe acolo chipsuri, am văzut banane, chestii, trestii. Mandarine, mandarinele și că le-au luat românii pe toate și n-am avut ce să facem. Așa că hai să vedem. Naiba. Sortăm în seara asta cadourile. Avem unul ăsta. Îl vedem aici. Bun. O de asta. O prăjitură. Mamă, și-a curit tot toate cele de pizza. Și mine să le mai sortez acum să ne vin. Alte fel. Încerc să le sortez cât de tot. Ca să nu mai furtem ele. Am terminat și cu cadourile, cam așa arată. Le-am și aranjat eu un pic aici cum am putut și eu mai bine. Mi-a adus și mie până la urmă, văd că am mai rămas lucrurile astea au fost pentru mine și mi-a adus și două săbii. Am aici, Domnul a primit cele mai multe. Are și el tot o grămadă de dulciurele, dar sunt băgat în asta. Mașinuță, pistol să tragă în noi. Ia uite, mama și tata mi-a primit de post, că... Na, îi țin post. Și cam astea sunt. Am scăpat. Mâine îi chemăm să vadă și ei ce au primit, că acum este târziu, tata e plecat, mama e plecată, Iustin nu știu ce face, Cristiana, habar n-am. Dar mama și tata sunt plecați. Deci, da, vedem mâine dimineață. Am reușit să-mi fac treaba. Și că a venit moșul. Și aici și că a venit moșul. Unde-o fi moșul? Hai să vedem moșul. Și la ăștia a venit moșul. Acum venirăm. Ce ajut? Ce vreți moșul la tine? Da. Să prindești tu lumile astea. Da. Aprinde-ți lumile de cât. Da, bine că a venit așa. S-a pus tot bugetul pe... Wow. S-a pus bugetul pe Crăciun. Wow. Ce primești de sanule? Aici am eu. Aici primești? Parfum. Frumos. Parfum, ce faci cu ăsta? Iată. Cât de frumos miroase. Da, bravo! Ce mai aici aduciu. Și aici ce ai făcut?
Asta e plastilina și după ce o termin e pușculiță. Bravo, sunt șoșoni ăștia, ce cu ei? Sunt șosete, că nu mai am. Și sunt până la genunchi sau cum? Și caiete ca să-l fac la mate. Sunt caiete să faci la mate, da, dacă nu te mai las la calculator. Fata, tu ce? Învață-i destine, învață că trebuie să ai caiet. Eu de housewife. Aolea, așa? Lasă-mi, îmi place foarte drăguț. Și rozul. Șoșoni. Șoșoni, de ăsta de miros, dacă te faci să-mi cuțin. Păi și ale care ai văzut? Ale... Ale mele? Al domnului? Mă rog, da. Aaa, al domnului! Eee, a primit un trenuleț ca Justinel. E super drăguț, păi și tu? Cum e cerul un moșul drenulețul ăsta? Acum ceva timp, dacă vă amintiți scripul. Ce frumos! Un drenuleț ce așa mare domnul aici. Strâmpișori! Strâmpișori! Tot de aia pe cur. Da! Tot de aia pe cur. Și aici ce mai are? Ce mai are aici? Asta de miros. Wow! Oh. Mai multe la Crăciun. Păi a venit și la mine moșul. Da? Păi da. Aici, trebuie să veniți stat, acolo. Am stat noapte pe Insta. Aici sunt pe... I-am luat spoiler. Gabriel, Cristina și Luca. Și Luca cel mic. Vor veni și ei. Luca și ei. Și trâmbișor mieții cu domii. Da. Să fie amândoi la fel. Haideți în cacă, a venit și la mine moșul. Ce cacă. Ia auzi cum faci Justin. Ai stricat? Sar de casă. Direct poc. Face poc, ești de bun. Cu poc, se duce direct. Sau simțești tu? Îl simțe eu. Doamne. Ha? Ia uite, deci... Nu-mi plac să mi le asta... Asta de aici al mama, aia de acolo al tata, că îi țin post. Și uite, le-a adus. Le-a adus Eugenii. Eugenii pufuleți și de-astea. Așa. Așa sunt de post, perfect. Ăla de acolo ăsta lui Justin. Toate ăla de acolo, da? Ăștia ăsta, unde ăsta lui Justin? Augustin, aceea că tot alea sunt. Sunt la fel. Ăstea bănesc ăsta lui Domi. Ăștia ăsta lui Domi de aici, da? Da. Și ăștia ăsta ale mele, mă rog, ăștia sunt tot alu Domi, da? Ia una, fraiere. Ha. Mai știi cum vă mai bătați vechi de reazmi? Pe tocmai de aia. Confruntarea Shaolin. 3, 2, stai bă că era cam sau nu? Dramatic, hai. Fua, 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 șa, șa, șa. Păi, domnul, caz! Păi caz, fraiere, ce faci aici? Păi eu fac degeaba scheme. Acum tăie capul. Că tot se joacă el God of War. Ce? Că tot se joacă el God of War. Haide, Kratos. În genoflexiune. Ta. Deci o să mă vedem după zi, că nu doar, nu? E? Nu doar, nu? Nu. Da. Ia frate, ce mai e acolo? Te-a să-mi salut 2000. Da. Uite, vezi? Dar nu știu dacă poate el să tragă de... Nu cred. De ăsta. Momentan, mai aștept. Dar învață. Și-a luat și mașina asta. Ce care are o telecomandă, care sper eu că... El e mai dificil la telecomandă. Și atunci mai face, că de-aia mi-a plăcut. Wow. Și se ridică și port bagajul. Și asta? Ăla e de la de tras. Aaa, că tragi cu pistolul. Da. Da. Și uite și... Și chestia asta. Și văd că așa o să fac. Da, uite așa și o să fac când o să vadă. Așa o să facă. Exact. Și aia și o mâncă. Da. Bluzițe. Bluzițe, mâncă la șocuri. Mamă, câte dulciuri are Domi. Da, așa sunt. Sunt pentru el. Iasin, știi că ai și tu leuzi de ăsta? Da. Dar e mic, așa. Mi-a plăcut tot timpul că mă uit. Ai câștigat de la Mac pe ăla. Da, e micuț. Asta sunt pentru el dulciuri, nu? Da, uite, sunt biscuiți de la ăștia. Asta porni singur? Da. Se duce. Ha? Acum merge, nu mai merge. Oprește-te.
Să duce și asta ce vreau să spun. Poate să le mănânce și domnul ăsta, care teoretic, dar practic nu prea. Na, de acolo nu prea are voie să mănânce nimic. De acolo, practic, o să rămână. Bananele are voie să le mănânce. Să ajungă la tati. Păi i-am pus și lui bucanci aici. Da, da, dar sunt bunți, e foarte fin casă. Sunt, sunt ciudat ăștia că nu-i nimerez bine. Depinde ce ciorapă are, dacă are ștrampi e bine. Că gen, dacă nu are ciorapă gură și calcă ciudat, știi? Cărticele. Când crește el să-i citim. Păi nu că-i citim, dar când dorme, că numai când dorme vrea să-i citești. Ia, da. Îi place să-i citești? Da. Bune? Înțelege? Adică nu știu, eu am început să-i spun o poveste și a plăcut, râdea. Bine, nu m-a ascultat prea mult, că i-am spus eu o poveste inventată de mine. Și mi-am aminteam că-mi povestea mie bunicul combinat cu ce nu mai mi-aminteam, că nu mai știam. În loc să stai pe YouTube și o să-ți mai aceste culci? Da. Ce-a durat de asta? Frate, ce... E un raton. Ia, un, ce raton, ce, mă? Castor, ce era? Asta e beaver de la. Ce beaver? Castor, mă! Ce era un beaver? Castor. În engleză. Ce bivol, mă? A, în engleză. Nu bivol. E castor. Nu știu ce trebuie să ai pungă aici să-ți bagi. Să-ți bagi toate astea. O, să le bagi. Frate, e și bucătar. Ratatului, bă... Dacă nu vrei, frate, dacă nu, dacă nu de lucru Cristiana. Da, dă-mi mie. El a luat porța. Dar nu mai are loc pe pervaz, săracul. Trebuie să luăm un rap. Nici la mine nu mai are loc. Să comandăm un rap. Cam atât o să fie și cu acest episod, oameni buni. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonașul de like. Eu trebuie să mă duc acum să mă tun. Mi s-a îngălbenit părul tot din gris, s-a făcut galben. În fine, o să trebuiască să mă duc să-i dau și lui domnii cadourile. Din păcate nu o să vă pot filma când îi dau cadourile domnii, că na, nu e la mine. Așa că apăsați butonașul de like dacă v-a plăcut episodul și ne vedem în episoadele data viitoare. La mulți ani tuturor celor care au putut numele Nicolae Nicoleta. V-am pupat, pa!